Suntem, dragii mei, în biserica de pe muntele Măslinilor, unde Mântuitorul nostru s-a arătat ucenicilor. Este locul numit Mica Galilee și destul de des se face o confuzie geografică. Apostolii, după ce s-au refugiat, i-au venit aici la o distanță relativ mică de Ierusalim, s-au ascuns în acest loc. Și ce vedeți, acest loc marcat este exact locul în care de jur împrejur s-a aflat masa la care și Mântuitorul nostru s-a arătat. Aici, dragii mei, ne aflăm în locul, este ceva săpat în piatră. Probabil că la acea vreme așa arătau locuințele evreilor. Aici s-a născut Maica Domnului. În acest loc smerit, acest loc modest, s-a născut ceea ce la rândul ei avea să-L nască pe Mântuitorul acestei lumi. Iar aceasta este biserica Nașterii Maicii Domnului, este biserica construită deasupra, deasupra acelui spațiu. Noi am intrat într-o zonă care face parte din Ierusalimul vechi, practic sub acest oraș nou, relativ nou, mai există încă unul subteran. Și alături de aceste frește pe care l-ați văzut, iată și una foarte reprezentativă, care înfățișează uciderea cu pietre a mucenicului, a Sfântului mucenic Ștefan. El este cu brațele deschise și îi cere Tatălui Ceresc să ierte pe acești oameni inconștienți, pentru că nu știau ce făceau. Am ajuns, dragii mei, și în biserica Adormirii Maicii Domnului, locul unde Maica Domnului a fost luată la cer. Trupul ei nu a rămas supus stricăciunii ca aici, înăuntru, s-a aflat mormântul în care Maica Domnului a fost doar așezată. Și atât. Iată și mormântul. Bine, mormântul gol, evident. Iertați-mi emoția, dar e firesc. Sunt iarăși într-un loc în care s-au întâmplat minuni și minuni cu cine. Iată, dragii mei, și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Ierusalim, Ierusalimița. Se leagă foarte multe minuni de această minunată icoană. Multe vi le-a povestit și Părintele Pime, multe le-ați aflat și de la alți părinți sau pur și simplu credincioși. Este ceva minunat. Ca și la Sfântul Mormânt, și aici se păstrează același tipic. Sunt trei altare. Acum, ce vedeți dumneavoastră, este ceremonia de începere a slujbei a armenilor, evident altarul nostru, și aici așteptăm să iasă
preotul și suita sa. Sunt catolici și noi o să coborăm să ne închinăm, dar trebuie să așteptăm. Este bine totuși că există o înțelegere, nu mai discutăm despre dispută, cui aparține. Dacă citim și noi istoria așa cum a fost ea, aflăm răspunsul foarte repede, dar nu e cazul să facem un comentariu prea extins. Acesta este locul nașterii. Colhem. Și aici locul în care mântuitorul nostru a fost în Iesle. Iată, dragii mei, și icoana Maicii Domnului, Betleemița, Maica Domnului din Betleem, este una dintre icoanele Maicii Domnului făcătoare de minuni din această zonă, fără cuvinte. Desigur, iată și scena nașterii. Dragii mei, suntem în subsolul Sfântului Mormânt, unde se află locul în care împărăteasa Elena a descoperit Sfânta Cruce. Locul este marcat în acest fel și iată foarte clar și zugrăvirea ei în piatră. Este un loc care îți produce toate furnicăturile pe spinare și în toate locurile și mai ales că ne aflăm practic în Ierusalimul vechi, nu știu cât de mult se poate vedea, se poate distinge. Suntem sub ceea ce este acum Ierusalimul. Vă spuneam, Ierusalimul pe care îl vedem acum este construit practic peste alt oraș. Ca să ajungeți aici, trebuie să intrați prin Biserica Armeană. Și undeva în partea dreaptă sunt scările care conduc în acest loc în care Sfânta Împărăteasă Elena a găsit crucea dătătoare de viață. Ceea ce vedeți acum, dragii mei, ne dă fiori. Este o bucată din roca pe care s-a scurs sângele Mântuitorului, iar culoarea a fost impregnată în această bucată de piatră și arată exact așa cum o vedeți și noastră în imagine. Este cutremurător. Iar aici, în acest spațiu închis, din păcate nu pot să intru mai aproape, este locul unde a fost descoperit craniul lui Adam. Craniul proto-părintelui nostru, Adam. Vechiul Adam, iată, vine și este înlocuit. Nu este cel mai potrivit cuvânt, dar n-am altul la îndemână, este înlocuit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care prin jertfa sa ne oferă tuturor șansa mântuirii. Sfântul Mormânt de Ierusalim.